Victor Hugo, Mizerabili, volumul 1, partea a doua, Cosette, cartea a cincea, La vânătoare cumplită, Haita tăcută, capitolul 9, Omul cu clopoțelul. Se duse de-a dreptul la omul din grădină. Ținea în mână fișicul cu monede de argint pe care îl purta în buzunarul vestei. Omul sta cu capul în jos și nu-l văzu venind. Făcu câțiva pași mai mari, fu lângă el și îi strigă 100 de franci. Omul a avut o tresărire și ridică ochii. Câștigi 100 de franci, reluă Jean Valjean, dacă mă găzduiești în noaptea asta. Luna lumina din plin fața îngrozită a lui Jean Valjean. Ia te uită, dumneata ești, Moș Madeleine, spuse omul. Numele acesta, rostit astfel, în acest ceas întunecat, în acel loc necunoscut și de un om necunoscut, îl făcu pe Jean Valjean să dea înapoi. La toate s-ar fi așteptat, numai la asta nu. Cel care vorbea era un moșneag adus de spate și șchiop, îmbrăcat aproape ca un țăran și care avea la genunchiul stâng un genunchier de piele, de care atârna un clopot destul de mare. Fața nu îi se vedea pentru că era în umbră. Omul își scoase pălăria de pe cap și spuse tremurând, Vai, Doamne, cum de te găsești aici, Moș Madeleine? Pe unde ai intrat, Iisuse Hristoase? Parcă ai căzut din cer. Nu e nicio îndoială că de-ai să pici odată de undeva, acolo, apoi de acolo ai să pici. Și în ce hal ești? N-ai cravată, n-ai pălărie, n-ai haină pe dumneata. Știi că cineva care nu te-ar cunoaște s-ar speria de-a binelea? Doamne Dumnezeule, nu cumva sfinții și-au pierdut mințile? Dar cum ai intrat aici? Vorbea pe nerăsuflate, vorbea cu sfătoșenia celor de la țară, în care nu e nimic neliniștitor. Toate astea fusese răspuse cu un amestec de mare uimire și de bunătate naivă. Cine ești dumneata? Și ce e cu asta? Întrebă Jean Valjean. Ei, Doamne! Asta e prea de tot, rosti moșneagul. Eu sunt acela căruia i-ai dat de lucru aici și casa e aceea unde mi-ai găsit de lucru. Ce, nu mă mai cunoști? Nu, spuse Jean Valjean, dar cum se face că mă cunoști dumneata? Mi-ai scăpat viața, spuse omul. Se întoarse. O rază de lumină îi desena profilul și Jean Valjean îl recunoscu pe bătrânul Fauchelevent. A, spuse Jean Valjean, dumneata ești? Da, te cunosc. A dat Dumnezeu, grăi dojenitor bătrânul. Ce faci aici? Uite, îmi acopăr pepenii. Bătrânul Fauchelevent ținea într-adevăr în mână, în clipa în care îl oprise Jean Valjean, o rogojină de paie, pe care tocmai o întindea peste pepeni. De un ceas, de când era în grădină, avusese vreme să acopere câteva straturi. Operația asta îl silea să facă acele mișcări neobișnuite pe care le văzuse Jean Valjean din magazie. Urmă, mi-am spus, cerul e senin, o să înghețe, dacă aș pune o plăpumioară pe pepeni, și adăugă el privindu-l pe Jean Valjean și râzând cu poftă, ce naiba, dumneata ar trebui să faci la fel. Dar cum de-ai ajuns aici? Jean Valjean, văzând că omul acesta îl cunoaște cel puțin sub numele de Madeleine, deveni prudent. Punea întrebare după întrebare, lucru ciudat, rolurile păreau să se fi schimbat. El, nepoftitul, era acela care întreba. Și ce rost are clopoțelul ăsta pe care l-ai la genunchi? Ăsta, răspunse Fauchelevent, e ca să mă ocolească. Cum ca să te ocolească? Bătrânul Fauchelevent făcu cu ochiul, cu un aer care nu se poate descrie. Vai, Doamne, dar în casa asta nu sunt decât femei. Și printre ele multe fete tinere. Se pare că aș fi periculos dacă m-ar întâlni. Clopoțelul le dă de știre. Când vin eu, ele pleacă. Ce e casa asta? Ei, știi bine. Nu, nu știu. Doar dumneata mi-ai găsit locul ăsta de grădinar. Spune-mi ca și cum n-aș ști nimic. Ei bine, află că e mănăstirea Petit Picup. Jean Valjean își aduse aminte. Întâmplarea, adică providența, îl aruncase în mănăstirea din cartierul Saint-Antoine,
unde bătrânul Foșlevent, beteag după accidentul cu căruța, fusese primit după recomandația sa cu 2 ani în urmă. Spuse și el ca și când și-ar fi vorbit ție însuși, mănăstirea Petit Picup. Dar la urma urmei, urmă Foșlevent, cum naiba ai făcut să intri aici, Moș Madeleine? Degeaba ești un sfânt, că ești și bărbat și bărbații nu intră niciodată aici. Și totuși, ești și dumneata aici? Nu sunt decât eu. Cu toate astea, rosti Jean Valjean, trebuie să rămân. Doamne Dumnezeule, strigă Foșlevent. Jean Valjean se apropie de moșneac și spuse cu o voce gravă, Moș Foșlevent, ți-am scăpat viața. Eu mi-am adus aminte cel din tâi, răspunse Foșlevent. Ei bine, poți să faci pentru mine astăzi ceea ce am făcut eu pentru dumneata altădată. Foșlevent apucă între mâinile sale bătrâne, zbârcite și tremurătoare, cele 2 mâini puternice ale lui Jean Valjean și rămase câteva clipe așa, ca și cum n-ar fi putut să vorbească, în sfârșit rosti. Vai, ar fi o binecuvântare cerească dacă aș putea să-ți fac și eu un bine. Eu să-ți scap viața, domnule primar, cere-i ce vrei bătrânului dumitale. Moșneagul fu transfigurat de o bucurie înălțătoare. Chipul îi strălucea. Ce vrei să fac? Urmă el. Am să-ți explic. Ai o odaie? Am o baracă ferită acolo, pe după ruina vechii mănăstiri, într-un ungher pe care nu-l vede nimeni. Sunt 3 odăi. Baraca era într-adevăr atât de bine așezată ca să n-o zărească nimeni, încât Jean Valjean nici n-o văzuse. Bine, spuse Jean Valjean, acum îți cer 2 lucruri. Ce anume, domnule primar? Mai întâi să nu spui nimănui ceea ce știi despre mine. În al doilea rând, să nu cauți să afli mai mult decât știi. Cum vrei. Știi că nu poți să faci decât fapte cinstite și că ai fost întotdeauna omul lui Dumnezeu și apoi dumneata m-ai trimis aici. Te privește. Sunt al dumitale. S-a făcut. Acum vino cu mine. Mergem să luăm copilul. Ah, spuse Foșlevent, e și un copil. Nu mai adăugă niciun cuvânt, ci-l urmă pe Jean Valjean ca un câine pe stăpânul lui. Peste mai puțin de o jumătate de ceas, Cosette, care se îmbujorase din nou la față la dogoarea unui foc bun, dormea în patul bătrânului grădinar. Jean Valjean își pusese iarăși cravata și redingota și își găsise pălăria pe care o azvârlise peste zid. În vreme ce Jean Valjean își îmbrăcă haina, Foșlevent își scoase genunchierul cu clopoțel, care, prins într-un cui lângă un coș de paie, împodobea acum peretele. Cei 2 bărbați se încălzeau în jurul unei mese, pe care Foșlevent pusese o bucată de brânză, pâine neagră, o sticlă cu vin, 2 pahare și bătrânul îi spunea lui Jean Valjean, punându-i mâna pe genunchi, Vai, Moș Madeleine, nu m-ai recunoscut din prima clipă, scapi viața oamenilor și după aceea îi uiți, nu e frumos. Ei își amintesc de dumneata, iar dumneata ești un ingrat.